Lotul grupării Delegado Rapid Suceava se va reuni pe data de 14 ianuarie pentru a demara pregătirile în vederea sezonului de primăvară, care va începe pe 9 martie. Clasați pe locul 10 la jumătatea întrecerii, în imediata apropiere a zonei minate, ceferiștii și-au propus să tragă din greu la antrenamente în această iarnă, în încercarea de a evita retrogradarea în eșalonul al treilea. Cu o pregătire bună dublată de o seriozitate pe măsură, cred că putem să ne îndeplinim obiectivul trasat de conducerea clubului, putând spera chiar și la o clasare mai sus de locul ocupat în prezent, a declarat antrenorul principal Ovidiu Murariu. După perioada de reacomodare la efort, care se va derula în localitate, Alb Vișinii vor urca la munte în jurul datei de 30 ianuarie, cel mai probabil la Vatra Dorne sau Câmpul Lung, pentru un stagiu de pregătire centralizată. Am demarat negocierile și pentru perfectarea unor meciuri test în intersezon, adversari urmând să fie echipe din zona Moldovei, care activează în primele trei eșaloane fotbalistice ale țării, a mai precizat Murariu. O altă problemă care trebuie neapărat rezolvată este cea a întăririi lotului de jucători, în condițiile în care Rapidul s-a despărțit luna trecută de o serie de fotbaliști importanți precum Cătălin Pascal, Tudor Homneac, Paul Bosancu, Sasha Marinkovici, Vlad Gheorghiu sau Andrei Duman. Am identificat o serie de soluții pentru completarea lotului pe posturile deficitare. Important este să aflăm exact în perioada următoare pe ce buget contăm în anul în curs, pentru că nu dorim să ne întindem mai mult decât ne ajunge plapuma, a mai adăugat tehnicianul Rapidului.